Bună dimineața, bine v-am găsit la ProSport Live. Simona Halep merge în sferturile Australian Open, s-a calificat ieri după ce am vins-o pe Sviatek 3-6, 6-1, 6-4. FCSB și Craiova au făcut pași greșiți în lupta pentru locul 1, mă rog, FCSB să-și mențină prima poziție, iar Craiova să se mențină în lupta pentru titlu. CFR poate ajunge astăzi pe locul 1 dacă va lua cele 3 puncte cu Voluntari. Ar fi a treia oară în ultima perioadă pentru CFR când are această șansă ca FCSB să se încurce și să o poată devansa în clasament. Rămâne de văzut ce se va întâmpla astăzi, repet, CFR joacă cu Voluntari. Discutăm subiectele zilei cu Cristi Dulca, noul selecționer al echipei naționale de fotbal feminin. Bună dimineața, mister! Bună dimineața! Ce faci? Cum ești? O, uite, echipat frumos, în tricolor! Da, sunt mândru că port această siglă. Din nou! Din nou, da. Că tu ai purtat-o și ca jucător și ca antrenor la tineret. Așa este, da. Sunt fericit pentru că antrenez această națională de fete. Este o mare provocare pentru mine și, ce să zic, am venit și sunt cu gânduri foarte bune și foarte optimist în ceea ce privește naționala de fete. Da, zi-mi acum sincer. Mie mi s-a părut cumva surprinzător. Tu ești fost selecționer al Naționalei de Tineret, ai antrenat echipe importante de Liga 1 și Liga 2 în România și acum ai trecut la feminin, care știm foarte bine, cu tot respectul. Bravo, susține fotbalul feminin, dar nu e la același nivel sportiv ca fotbalul masculin. Cum te-au convins cei de la federație? Da, cu tot respectul echipa națională, orice lot sau, mă rog, orice antrenor și-ar dori să antreneze o echipă națională, cu atât mai mult echipa națională mare de fete. Nu consider că este un pas înapoi pentru mine. Din contră, eu văd un lucru foarte bun. Este o provocare extrem de interesantă pentru mine, pentru cariera mea și nu văd de ce ar fi o problemă de a antrena echipa națională de fete. Până la urmă vorbim de fotbal, vorbim de aceleași principii de joc, de viață. Nu se schimbă cu absolut nimic, decât schimbăm, trecem de la bărbați la fete. Ce obiective ai? Adică ce ți-a cerut federația pentru perioada următoare? Ce trebuie să faci tu la Naționala Feminină? Bine, în primul rând, sigur că știm foarte bine că nu suntem la un nivel comparativ cu alte țări, la un nivel foarte bun, dar federația împreună cu UEFA, FIFA încearcă și în România să aducă fotbalul feminin la un nivel apropiat de cel din țările foarte bine dezvoltate din Europa. Și pe mine asta m-a motivat, pentru că este un proiect pe termen lung în care se va investi foarte mult în fotbalul feminin. Nu știu exact date, dar probabil se vor introduce la echipele de Liga 1 echipe de Under 15, Under 17. În viitorul apropiat probabil vor fi și echipe de senioare. Și atunci area de selecție va fi mult mai mare, va crește calitatea jucătoarelor, va fi bine pentru fotbalul feminin. Din punctul tău de vedere, în momentul de față, pe unde vezi nivelul tehnico-tactic al fetelor? Este un nivel foarte bun, surprinzător. Chiar am efectuat câteva antrenamente cu ele, sigur fără fetele din străinătate, pentru că da, au ajuns de-abia azi noapte și vor mai veni pe parcursul zilei. Un nivel foarte bun, am văzut o ambiție mult mai mare, surprinzător, ca și la băieți. Foarte receptive, e un nivel bun, zic eu. Sper cu acest joc să terminăm o etapă și să începem altă etapă în viața echipei naționale de fete. O etapă care sper eu să fie foarte, foarte bună pentru noi și să ne aducă la o calificare la un campionat mondial. Urmează acum, dacă nu mă înșel, pe 22 februarie, meciul cu Croația, nu? Da, în 23 se va juca jocul. Așa.
în Croația, un joc care s-a amânat din cauza problemelor. Asta vreau să spun, că este și această convocare așa atipică, cu acest COVID, purtăm măști, trebuie să avem grijă, purtăm măști inclusiv la antrenamentul în sală, adică avem grijă de toate lucrurile să fie ok și să nu avem probleme. Dar ne descurcăm, ne adaptăm până la urmă, că asta e situația. Da. Auzi, mi-am o curiozitate acum, poate că sună glumă, dar nu este, vorbesc foarte serios, să-mi spui, te rog, e cumva diferit, nu știu, când intri în vestiar, de exemplu, cred că nu poți să dai buzna cum e la fotbal, la bărbați, intrați, dezbrăcați, nedezbrăcați, în chiloz, fără chiloz, aici fiind bărbat trebuie să bază la ușă înainte, sau cum procedezi? Păi am colaboratoarele care intră și vor transmite, dar nu cred că va fi o problemă acest lucru, sigur că e diferit, că dacă tot vorbim și facem o comparație între băieți și fete, e diferit modul de abordare a anumitor situații, trebuie să fii puțin mai delicat, trebuie să ai o psihologie mult mai bună pentru a lucra cu ele, dar știu ce înseamnă să lucrez cu fete, pentru că și eu am acasă o fată de 20 de ani și știu ce înseamnă să lucrez cu ele și să le motivez și cum să le motivez și e bine pentru mine că pot face o comparație între fiica mea și fetele de aici. Mă distrează și râd că tu spui că e diferit și într-adevăr e diferit, nu te poți comporta cu fetele în vestiar cum te comporți cu bărbații și mi-aduc aminte de ce mi-ai povestit tu într-un interviu pe care mi l-ai acordat în urmă cu ceva ani, de botezul tău la Rapid, când la primul antrenament Rodin Voinea ți-a spart nasul. Aici nu cred că poate să fie așa ceva. Da, da, clar, e diferit, dar încă o dată, vorbind de fotbal, eu nu-mi voi schimba principiile atât legate de antrenament, avem același mod de a antrena, chiar au răspuns foarte bine la ceea ce le-am cerut, la fel ședințele decurg foarte bine, nu-mi fac probleme în acest punct. Și v-am spus, am găsit niște fete extrem de receptive, extrem de motivate pentru a veni la echipa națională și de a face performanță, inclusiv fete foarte tinere din România. Sperăm în viitorul apropiat cu antrenorii de la Under 19 să colaborăm foarte bine și să dăm echipei naționale mari cât mai multe fete, pentru că sunt foarte talentate. Eu am rămas foarte surprins de tehnicitatea lor, de implicarea lor în antrenament și asta e un lucru bun. Dar din punct de vedere fizic, care e diferența? Cum e, de exemplu, la tenis între un bărbat și o femeie, diferența de forță se simte? Așa este, așa este. Dar să știți că sunt jucătoare care au o vitalitate și o forță ieșită din comun. Dar, într-adevăr, diferența se vede aici la fizic, clar, da. Pentru că e firesc să fie o diferență. Da, e adevărat. Zi-mi, te rog, și de Under 19. Înțeleg că domnul Ion Marin va fi selecționerul Under 19, e adevărat? Din câte știu eu, da, și chiar mă bucur acest lucru, pentru că este un antrenor cu o mare experiență. La fel, vine dintr-un fotbal, mă rog, în care a antrenat numai bărbați și trece la partea feminină, ceea ce eu zic e un lucru bun, pentru că poate să-și împărtășească din experiența lui, la fel cum fac și eu. Voi colabora foarte bine cu el, pentru că am colaborat într-o perioadă la Universitatea Cluj, când eu eram președinte, iar dânsul era antrenor principal în Liga 2. Ne știm de atâta timp, deci va fi o colaborare foarte bună. Cum va decurge această colaborare? Veți fi strânși, legați? Practic, Under 19 va fi anticamera națională pe care o conduci tu. Fiecare va lucra cu strategia lui sau veți avea o strategie comună astfel încât produsul finit să fie echipa pe care o conduci tu? Într-adevăr, acum acest meci cumva așa căzut pe nepusă masă, pentru că era foarte important să înceapă campionatul, să vedem jucătoarele, să mergem în toată țara. Eu o să merg după această acțiune, după ce va începe campionatul la jumătatea lunii martie. Voi merge la toate echipele, voi vedea jucătoarele, le voi vedea la treabă și împreună cu
Ion Marin, sigur că ne vom așeza, vom discuta perspectiva jucătorilor care pot face pasul la Naționala Mare. Da. Ai văzut vreun contact mai dur așa care să te sperie pe la antrenamente sau sunt doamne, nu e ca la băieți? Nu. Ai rămâne surprins să vezi combativitatea lor și dorința lor de a câștiga o minge. Încă și sper să nu avem probleme la contacte și la accidentări, dar să știi că nu se menajează deloc. Ah, interesant. Poate o să ne primești pe noi să facem o dată un reportaj de la tine, de la un antrenament. Chiar mi se pare interesant. Foarte interesant și chiar mi-aș dori să depășim această perioadă, să fim mult mai relaxați din punctul ăsta de vedere. Pentru că, încă o dată, e atipic așa tot ce se întâmplă și nu e ușor să le vezi tot timpul cu mască, tot timpul cu... E greu așa și pentru noi și pentru ele e greu, dar... Asta este, trebuie să avem grijă. Bun, ultima întrebare pe subiectul ăsta, Cristi. Crezi în posibilitatea unui fotbal mix în viitor, în următorii ani, cu echipe formate și din bărbați și din femei? Pentru că se discută de mai mulți ani această idee. În America, de exemplu, pe la 14 ani, fac antrenamente și joacă jucătoarele, mă refer la fete, un mix așa, da. Și ajung să fie pregătite cumva fizic și mental pentru ceea ce va urma, adică pentru senioare, dar nu cred că în viitorul apropiat va fi un fotbal mix. Probabil o jucătoare poate juca într-o echipă de bărbați, dar nu știu, vom vedea ce va fi în viitor. Pe mine chiar mă interesează prezentul, mă interesează acest joc cu Croația. Un joc important și pentru mine și pentru fete, pentru a termina această grupă onorabil, zic eu, pentru că nu vreau să-l uit pe Mirel Albon, care a făcut o treabă extraordinară la echipa națională atâta timp. A fost peste 10 ani antrenorul acestei echipe și... 5 ani ca și principal, 5 ani ca secund și am mai activat înainte la fete. Chiar a construit această echipă, multe jucătoare au fost sub comanda lui și cumva continui munca lui Mirel. Da. Bun. Răzvan Lucescu, demis de la Hilal. Ce părere ai? Te așteptai? Surprinzător pentru mine, pentru că Răzvan Lucescu, știm cu toți, a avut rezultate, a mers într-un campionat probabil mult mai dificil decât s-a aștepta el. Clar, rezultatele nu au fost de partea lui și nu știu, dar pentru mine este surprinzător că a fost demis. Ok, are 2 înfrângeri în ultimele 3 etape, ultima chiar ieri cu Damac, echipa unde s-a transferat Budescu 0-1. Dar stau și mă gândesc, Cristi, bine, cum e și viața antrenorilor și tu știi foarte bine, a câștigat tot ce se putea câștiga cu Al-Hilal și uite că la primele înfrângeri îl dau afară. Incredibil. Da, nu cunoaștem detalii, nu știm ce se întâmplă, probabil... Aceste 2 înfrângeri l-a costat. Nu cunosc. Am mai citit așa o declarație a unui jucător care spunea că Răzvan ne cere foarte multă posesie, dar nu au eficacitate în rezultate. Probabil acest lucru i-a determinat să schimbe antrenorul. Da. Păcat. Bine, pe de altă parte, eu mă gândeam de dimineață când îmi pregăteam emisiunea și râdeam așa singur, mă gândeam că ar putea fi un pas înainte pentru Răzvan Lucescu, pentru că, din punctul meu de vedere, fotbalul adevărat, fotbalul de cel mai înalt nivel este în Europa și cred că un antrenor ca Răzvan Lucescu ar merita o echipă de Liga Campionilor din Europa. Ce părere ai? Da, eu sunt de acord. Îl cunosc pe Răzvan, îl cunoaște pe Răzvan în ceea ce îl privește ca antrenor și ca om, este un om deosebit și eu cred că poate face pasul la o echipă bună în Europa. A demonstrat-o și e posibil să-l vedem la o echipă mare, sunt convins. Din punctul tău de vedere, în ce campionat l-ai vedea? Unde crezi că s-ar potrivi el cel mai bine așa? Sau unde ți-ar plăcea să-l vezi? Nu, eu cred că în Italia s-ar potrivi. Și eu la fel, și eu mă gândeam tot la Italia, parcă e exact stilul italian, exact. Da.
Și ca cred stil de joc, Italia... și ca stil, și cum e el ca om. Exact, și se adaptează foarte repede. Eu țin minte că am vorbit de foarte mult timp cu el vis-a-vis de o experiența în golf și chiar spunea că e diferit și sunt lucruri pe care trebuie să le facă și nu le-ar face într-un campionat normal. Mă refer la tot felul de, nu știu, au tot felul de lucruri și în vestiar și mai taie capra în vestiar, mai se roagă, adică e diferit și cred că lui în Italia îi s-ar potrivi stilul lui și modul de a antrena, foarte tacticizat, e pregătit pentru Italia, zic eu. Da. Zi-mi o experiență din ce ai antrenat tu de-a lungul anilor, tu ai început să antrenezi prin 2003 și până acum. Cea mai ciudată experiență în care ai fost demis sau dat afară, deși nu meritai? Demis. Uite, cred că o experiență în momentul când am promovat cu Universitatea Cluj în 2010. Da. Nu dețineam licența pro atunci. Am promovat cu Universitatea Cluj și am fost demis. Nu pot să spun că am plecat. Da. Chiar în ziua în care în piața în Cluj se sărbătorea promovarea cu vreo 7-8 mii de suporteri. Cred că a fost cea mai neplăcută demitere, să zic așa. Da. Bine, cred că ți-ai format stomacul, ai deja stomac puternic, nu mai e problema așa ceva. Dar stau și mă gândesc, simți cumva că ți se răpește munca, nu? Într-un moment de genul ăsta. Așa este, deși după aceea lucrurile s-au reglat, am continuat cu Universitatea Cluj, domnul Walter, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească, a încercat să, tot timpul să mă ajute și a știu că a făcut o greșeală atunci, după care m-a investit la Universitatea Cluj în Liga 1, în momentul în care, la fel, U Cluj avea foarte mari probleme financiare, de organizare atunci, dar mi-a răpit cumva din plăcerea de a sărbători cu suporterii acea promovare. De fapt, ultima promovare a Universitatea Cluj în 2010. Vom vorbi și despre U Cluj, una dintre echipele tale de suflet, pentru că știm că ești atașat și de Rapid. Acum vreau să te întreb de ce s-a jucat în partea de sus a clasamentului în acest weekend. Surpriză, Hermannstadt învinge pe FCSB. Cum ți s-a părut partida și te-ai fi așteptat înainte de joc la așa ceva? Sincer, FCSB-ul traversează o perioadă, nu pot să zic rea, pentru ea foarte, foarte rea ca joc și ca rezultate, pentru că am și zis-o, mie mi se pare FCSB-ul pe faza ofensivă o echipă extrem de periculoasă, cu jucători extrem de buni și mă refer la toți cei care sunt în de la mijloc în sus, mai puțin Man care s-a transferat. Da, surprinzător acest rezultat în prisma faptului că ei se bat pentru primul loc și Hermannstadt a făcut o partidă tactic foarte bună. Au știut să profite, a fost și acel penalti norocos, zic eu. Contestat. Tu ce ai zice? A fost sau n-a fost penalti? Contestat, dar bine, nu pot să mă pronunț că nu sunt arbitru sau observator de arbitri, dar cred că Vlad a ieșit puțin neinspirat. A fost un contact acolo, arbitrul a fost destul de aproape, deci a fost decizia lui până la urmă. Deci tu spui că ar fi spre penalti, ca o părere personală. Da, a fost contact, deci nu putem spune că n-a fost contact. L-am auzit și pe domnul Crăciunescu aseară vorbind de acest lucru, un om care se pricepe la acest gen de faze și cred că dânsul are dreptate. Spune că e vorba de neglijență, Crăciunescu, nu de intenție. Da, dar tot neglijența se penalizează până la urmă. Exact, exact. Da. Bun, hai să vedem ce au spus cei doi antrenori după partidă, după care revenim să comentăm. Se pare că suntem într-o mică criză în exprimarea noastră și în același timp și a rezultatelor. Am pierdut ultimele trei jocuri cu același rezultat.
și culmea mai din faze fixe. Probabil că avem o problemă cu concentrarea și cu poate și cu puțin încredere, că în momentul în care nu marcăm, nu avem tăria să mergem mai departe. Ar trebui să fie un semnal de la alarmă aceste trei jocuri fără victorie, cu înfrângeri, și trebuie să ne gândim ce avem de făcut în continuare, pentru că e clar că trebuie să schimbăm ceva din punct de vedere al jocului. Mi s-a spus și mie că a fost de fapt un fault în atac, nici de cum penalti. E ceva strigător la cer dacă s-a întâmplat așa. Chiar n-am văzut faza și n-am revăzut-o, de fapt, n-am revăzut imaginile. Ce să spun, sper ca pe viitor să nu mai se greșească dacă s-a greșit în defavoarea noastră. Florinel Coman este în urmă cu pregătirea sau ce se întâmplă cu el? De ce nu reușește? Iată, i-ați dat șanse, evoluează în mod constant, dar are un singur gol, e mereu nervos pe teren. Care este explicația? Da, probabil că e nervos pentru că nu reușește să-și facă jocul, nu reușește să marcheze și probabil s-a creat o stare de frustrare. Consider că am făcut un joc foarte bun, în special în defensivă, în apărare, unde am stat foarte bine organizați, n-am dat spații adversarului. Știam că întâlnim o echipă cu o mobilitate bună în mijlocul terenului și a trebuit să-i blocăm. Ne-am creat și 3-4 situații de a marca. Așteptam de mult această victorie. Iată că a venit la meciul cu FCSB și ne bucură foarte mult, în primul rând pentru moral și în al doilea rând pentru situația noastră în clasament. Da, am revenit. Liviu Ciobotariu și Toni Petre, antrenorii celor două echipe. Cristi, te întreb altfel, e FCSB în acest moment într-o criză de formă, pentru că este practic a treia înfrângere consecutivă? A mai pierdut cu Clinceni în campionat și ți-au caminte în Cupa României cu Dinamo. Da, așa pare, exact cum zicea Toni Petrea. Sunt probleme, nu reușesc să înscrie. Din declarațiile lui mi-am dat seama că mulți jucători încearcă individual să rezolve anumite faze în timpul jocului. Pe el mai mult îl interesează jocul de echipă, din câte am înțeles, și până la urmă, sigur că individual poți să rezolvi anumite faze, dar e mult mai important să fii mai combinativ, să-ți creezi ocaziile și să câștigi un joc cu echipa, nu doar individual. Probabil fiecare jucător caută și după plecarea lui Man să iasă în evidență și acest lucru nu face bine echipei. Da. Din punctul tău de vedere, crezi că atârnă greu vânzarea lui Denis Man? A lăsat o gaură mare în primul 11? Cred că orice jucător din lotul FCSB-ului își dorește să prindă un contract. Mă refer la Tănase, la Coman, Moruțan, jucători care au avut un cuvânt greu de spus în campionat și sunt jucători foarte importanți. Clar, prin plecarea lui Man, echipa văd că suferă, pentru că Man, pe lângă că a fost golghetorul echipei, este și un jucător, a fost un jucător determinant pentru FCSB și cred că atârnă destul de greu. Vedem în rezultate. Da. Moruțan poate să-l înlocuiască pe Man ca importanță în echipă, în angrenaj? Moruțan e diferit ca jucător. Este, nu e aceeași post, clar. Da, mult mai tehnic, încearcă tot timpul să intre în combinație. Îl cunosc pe Moruțan de când avea 9 ani. A fost coleg cu Marco la Universitatea Cluj. Da. La fel era și atunci. A încercat tot timpul să destabilizeze apărările prin dribbling-urile lui. Era foarte talentat. Știam de atunci că va ajunge un jucător important. Dar de ce crezi că acum e practic primul lui sezon cu adevărat bun la FCSB, ca cifre? Pentru că a avut o perioadă de adaptabilitate. N-a fost ușor să treci de la Botoșan la FCSB, un club cu pretenții, un club în care presiunea e mult mai mare din toate punctele de vedere. Se luptă an de an la titlu și cred că până s-a adaptat, țin minte,
perioada în care a fost criticat tot timpul, adică etapă de etapă la fiecare da. Intervenție, la fiecare meci, și mă bucur că a rămas cu picioarele pe pământ și a avut un psihic foarte bun, pentru că au fost jucători care nu au reușit să facă față presiunii, criticilor da. Și presiunii. Deci asta e un lucru foarte bun. Acum vom vedea unde va ajunge. E adevărat. Din punctul tău de vedere, pe ce post îl vezi cel mai eficient pe Moruțan? Bine, eu îl văd și în spatele vârful, depinde. În dreapta, pentru că are viteză, tehnicitate foarte bună, poate să intre în zona centrală și să dea la poartă cu stângul. Cam acolo îl văd eu. Deci, într-un 4-3-3, dreapta. Dreapta într-un 4-3-3 sau mai spui, de exemplu, nu știu, într-un 4-2-3-1 în spatele vârfului? În spatele vârfului, da. Da. Pentru că e un jucător care are o disponibilitate la efort, se mișcă foarte mult, vine la primit, încearcă tot timpul să se întoarcă cu fața la joc și să fie unul contra unul cu adversarul, adică acolo l-aș vedea eu. Da. Pentru FCSB urmează meciuri cu Chindia, Botoșani și Gazmetan. Câte puncte consider că ar trebui să scoată FCSB în aceste următoare 3 partide? Eu mă gândesc la Chindia să scoată puncte. Da, corect. Că e fiul tău acolo. Bine, maxim de puncte, pentru că dacă vrei să rămâi pe primul loc, ar trebui să câștigi cam tot. Acum CFR-ul are, cum ziceați și voi, a treia șansă de a trece pe primul loc după această etapă. Clar, n-ar mai trebui să fie pași greșiți, pentru că FCSB-ul deja are două meciuri în care a pierdut în campionat. E adevărat. Bun, hai să discutăm și despre Clinceni-Craiova. Nici nu știu cum să privim partida asta. Un pas greșit pentru Olteni sau în continuare Clinceniu arată că este o echipă puternică? Eu am văzut Craiova mult mai eficace, mult mai o Craiova cu un alt spirit de când a venit acest antrenor. Da. Șansa a făcut, sau mă rog, neșansa a făcut să nu înscrie, pentru că meciul a fost dominat de Craiova. Clinceniu, de cealaltă parte, o echipă cu jucători extrem de experimentați și cu un joc consistent. Va fi interesantă această luptă pentru play-off și eu sper că Craiova să rămână una dintre echipele care se va bate împreună cu CFR-ul și FCSB-ul la titlu. S-a schimbat și sistemul de joc la Craiova și poate sunt jucătorii puțin bulversați din 4-3-3 în 4-2-3-1. Da, ok, dar am văzut jucători care etapele trecute nu au dat un randament foarte bun. Acum mai văd și Nistor, de exemplu, mie mi-a plăcut foarte mult ieri. Un jucător care a avut o poftă de joc, Ivan s-a schimbat foarte mult, Bărbuț la fel, adică văd o altă față a Craiovei. Era lipsit goluri, dar eu cred că Craiova încet încet cu acest antrenor va avea altă exprimare în teren. Da. Bun, hai să vedem și ce a spus Ilie Poenaru după această partidă, după care revenim să comentăm. Am stat la fel de bine ca la meciul cu FCSB, am fost foarte bine organizați, poate n-am mai fost atât de agresivi în zona 2, dar am închis culoarele în multe momente. Cred că în prima repriză și-au creat două, trei oportunități sau situații, să zicem, de a marca, dar până la urmă am reușit să blocăm și a doua repriză nu cred că, sau nu mi-amintesc să mai fi avut o ocazie clară. Un punct câștigat împotriva unei echipe foarte bune care își dorește să câștige campionatul. Din cele două meciuri am luat 4 puncte și zic eu că sunt 4 puncte meritate, 4 puncte muncite, cu atitudine, cu entuziasm, și mă bucur acest lucru. Jucătorii merită felicitați pentru cum s-au comportat în aceste două săptămâni cu aceste două echipe. Da, Poenaru, Cristi, un antrenor la început de drum, fără licență, dar uite că are ceva.
Într-adevăr, da, eu îl cunosc pe Polinaru foarte bine, chiar am vorbit înainte de a promova la telefon, vrea să meargă la altă echipă, mă rog, nu vrea să, i-a făcut cineva o propunere și am zis rămâi acolo, ai cele mai bune condiții, trebuie să-ți faci treaba, chiar dacă nu ai un salariu extrem de mare și consistent, dar ai condiții și ai un mediu în care poți lucra foarte bine. A rămas, a promovat cu echipa, e al doilea an în Liga 1, un antrenor care e preocupat, îl văd preocupat, inclusiv la interviuri văd că trăiește și meciurile le trăiește la fel de intens. Asta e un lucru foarte bun. Da, sper să-și ia cât mai repede licența pro, pentru că pentru mine nu e un lucru normal să stai în Liga 1 fără licența pro. E adevărat, sunt de acord cu tine, însă uite-te și tu că sunt și croitorul la Botoșani la fel. Performează cu Botoșaniu și nu are licență. Da, mie nu mi se pare normal. Adică Tu ai mai spus-o de-a lungul timpului. Să conduci o mașină, ai nevoie de permis. Corect, ai dreptate, așa este. Bun, Botoșan, Gaz Metan, Astăzi și CFR Voluntari. Da, scuză-mă un pic, este alături de noi domnul Justin Ștefan de la LPF. Bună dimineața, domnule Ștefan! Bună dimineața dumneavoastră și invitațiilor cât și telespectatorii. Nu vă țin mult, v-am sunat doar să vă întreb pentru că se revoltă echipele din Liga 1 din cauza programării meciurilor. Ați văzut și Mario Nicolae de la Dinamo și jucătorii FCSB-ului spun că e inuman să programați așa târziu meciuri și să se joace pe un mare frig și pe un teren înghețat. Cum comentați? Da, am văzut și eu intervențiile media ale celor amintiți de dumneavoastră. Din păcate, programul este făcut așa din cauza Euro 2021. Trebuie să terminăm campionatul la o anumită dată. Vom mai discuta cu partenerii media pentru a încerca să dăm mai jos ore de transmitere a meciurilor din Liga 1. Și în privința terenurilor, într-adevăr, fac din nou o solicitare publică de către toate cluburile din Liga 1 să țină pornită instalația de degivelare și să încerce să aibă terenurile pregătite la ora jocului. Știu, sunt și temperaturile foarte scăzute, am avut inclusiv cu cei de la Botoșani o discuție acum o zi sau două, ei s-au așteptat la o prognoză destul de nefavorabilă, dar asta e situația cu care ne confruntăm. Da, pe de altă parte, mi se pare un pic ciudat, pentru că unii spun că dau drumul la încălzire, dar nu e suficient. Ar trebui și cluburile să dea drumul cu mult timp înainte, nu cu 10 minute. Păi nu, ar trebui să țină, ar trebui, încă o dată o spun public și am mai spus-o, pentru că mi s-a reproșat că nu am făcut mai mult, dar chiar nu-mi dau seama ce pot face mai mult. Ultimul club, deci clubul nou promovat din Liga 1, încasează din drepturile de televizare 1 milion de euro anual. Da. Păi, ca să ții instalația de degivrare pornită 2 luni de zile, te costă aproximativ 60.000 de euro. Cu alte cuvinte, poate veni să spună că nu are bugetul necesar pentru a face acest lucru. Câtă vreme, doar din drepturile de televizare, echipa nouă promovată încasează 1 milion de euro. Deci aici nu avem cu siguranță un argument. Nu avem bani pentru așa ceva sau nu ne-am așteptat să avem probleme. Păi ne așteptăm să avem probleme pentru că, din păcate, vremea în România e așa cum e. Nu suntem în Seychelles sau în Etiopia sau mai știu eu pe unde sunt 40 de grade. Da? Deci ca atare asta e situația, nu putem să venim să spunem că ne-a luat iarna pe pregătite. Știți că atunci când dă zăpada și nu se dezăpeze drumul. E cam așa e și la fotbal. Domnul Mario Nicolae, asta, vă rog, scuze. Din perspectiva asta am transmis mesajul cât se poate de clar. Avem și dovada unor terenuri care arată bine, da? Și îmi place să dau ca exemplu Viitorul, aș putea da ca exemplu și Craiova sau CFR, FCSB, mă rog, joacă pe Național Arena, sunt terenuri care arată destul de bine pentru această perioadă a anului. Deci ăsta e exemplu că se poate, da? Da. Ok, cum a fost la Sepsi, cum a fost minus 19 grade la ora meciului pe la începutul ianuarie, da, atunci probabil că nu mai facem față. Și pe la Botoșani a fost rău de tot. Exact, da, și la Botoșani au fost temperaturi destul de scăzute din ceea ce am comunicat cu oficialii clubului. Da.
Domnul Mario Vreau Nicolae de la Dinamo spunea, domne, că n-ar trebui tunuri de încălzire, nu încălzire pentru, mă rog, era un pic ironic probabil. Pe de altă parte spune că o problemă este că s-a jucat un meci de la 2:30, după care liber. Dumneavoastră spuneți că nu e închisă chestia asta cu programarea, o să discutați cu deținătorii de drepturi, poate să mutați mai devreme meciuri, poate într-un vârf de temperatură? Ei au mai avut această discuție, știu că au avut și cei de la Sindicatul Jucătorilor o întrevedere cu cei de la EAD și încercăm să găsim o soluție care să avantajeze pe toată lumea. Categorică ei pretind că orele de vârf sunt mult mai interesante din perspectiva publicității, categorică jucătorii au dreptate atunci când spun că terenurile sunt în condiții proaste și le este pusă în pericol integritatea fizică. Cu alte cuvinte, trebuie să găsim o cale de mijloc și cred că numai prin dialog putem să facem lucrul ăsta. Acolo unde se poate, pentru că, repet, dacă e o situație de -20 de grade, nu cred că mai ai ce să discuți. În același timp, și mă întorc la ce am spus mai devreme, am transmis clar mesajul că dacă un teren este impracticabil și arbitru consideră că lucrurile stau așa, are dispoziție regulamentare să nu dea drumul la joc. Da, asta e o idee bună, domnule Ștefan, mai bine decât să riști, până la urmă, integritatea jucătorului spectacolul, pentru că numai spectacolul mai poate fi pe un astfel de teren, mai bine să amâne poate cu o zi, două sau cât e nevoie meciul. Acum, repet, dacă instalațiile ar funcționa pe toată perioada iernii sau măcar dacă ți-ai face un calcul și ai putea să le ții aproximativ două luni deschise, nu ar fi nicio problemă și eu cred că e interesul clubului gazdă să aibă un teren bun, pentru că în momentul în care pui în pericol jucătorii, îți pui în pericol proprii jucători și astfel îți pui în pericol banii tăi, investiții, pe care ai investit în transferuri, în salarii și așa mai departe. În același timp, nu văd ce altceva se poate face. Am spus așa, licențierea în momentul de față este la federații. Regulamentele nu le putem modifica. Mai departe, avem discuții tot timpul prin care a spus, măi, în momentul în care vin cluburile din Liga 2 în Liga 1, voi trebuie să găsiți niște soluții la nivelul Ligii a 2 pentru a ne asigura că noile promovate deplinesc condiții de Liga 1, pentru că am avut multe situații în care au venit cei nou promovați în Liga 1 și au spus, ok, acum suntem la început. Păi nu suntem la început, pentru că Liga 1 e vârful piramidei, ultimul eșalon competițional ca și promovabilitate. Mai departe, nu ai unde să te duci. Deci dacă ai o strategie, tu trebuie să știi că în momentul în care ajungi în Liga 1, trebuie să fii pregătit pentru Liga 1. Iar toate lucrurile astea le-am discutat cu Federația Română de Fotbal, dar din păcate în absența unui dialog adevărat între aceste două instituții, fotbalul va avea de suferit. Este adevărat. Bun, mulțumim mult pentru lămuriri, domnule Ștefan, vă doresc o zi bună. Și eu vă mulțumesc la fel și dumneavoastră. Da, am revenit. Cristi, vreau să te întreb pe tine pentru că se vaită foarte... Ne auzi, Cristi? Da. Așa. Se vaită foarte mulți jucătorii. Domne, punct, Tănase era supărat aseară, punct. Până astfel de teren nu poți performa. Și mi-au ca aminte, am o imagine cu tine după un meci de la Rapid în care erai înămolit total din cap până în picioare, pe față, pe tricou. Și vreau să te întreb, pe vremea ta, de ce se putea juca în orice condiții și acum, când e frig, nu mai jucăm, ne văităm, nu mai putem să ne facem jocul? Îi dau dreptate domnului Iustin, pentru că, așa, ca să trec direct la subiect, am avut o partidă la Corona Brașov în momentul în care eram la Gazmeta Media și țin minte, înainte de meci, la fel, cred că în decembrie s-a disputat acea partidă și înainte de meci am ieșit pe teren, cum o fac de obicei, și terenul într-adevăr era bocne, era înghețat și am zis arbitru, nu țin minte exact cine era și observatorul, dar mi-am zis cum putem juca pe acest teren. Deci efectiv am dat în teren, suna ca în parchet. Pe cuvânt. Deci a fost chiar o situație în care se punea în pericol integritatea jucătorului și se putea accidenta jucătorul. Adică se putea ajunge la lucruri foarte grave și mi-a zis că Cristi, nu putem să mai amânăm meciul, va fi foarte greu și efectiv am jucat pe acea suprafață foarte grea, dar încă o dată, echipele, mai ales acum, pentru că se dau atâția bani de la ligă, de la televiziune, ar trebui să investească în astfel de lucruri. Într-adevăr, nu poți să oprești sâmbătă după meci. Nu poți să oprești sâmbătă după meci
Instalația și se pornește vineri înainte de meci. Păi așa deci, se face, știi foarte bine că în momentul de față așa se face. Da, da, probabil, da, pentru că consumă foarte mult, dar banii primiți sunt pentru astfel de lucruri și exact cum zicea domnul Iustin, ar trebui lăsate instalațiile pornite, mai ales în această perioadă. Da. Între timp se trage și Cupa României, vorba de faza optimilor. Până acum, primele două meciuri sunt Astra Petrolul și Craiova-Chindia. Dinamo a picat cu Călărași. Să vedem mai departe, colegii mei din regie ne țin la curent cu ceea ce se întâmplă la tragerea sorți. Bun, Cristi, revenim. CFR Voluntar astăzi, cum spuneam, clujenii au șansa să treacă pe primul loc peste FCSB dacă vor bate Voluntari, o echipă condusă pe banca tehnică de doi rapidiști de-ai tăi, Bogdan Andone și Vasile Maftei. Cum vezi această partidă? E clar, prima șansă o are CFR-ul, echipa mult mai bună, mult mai experimentată. Voluntariu încet, încet văd că își revine. Nu mai este echipa cea de anul trecut, dar nu mai putem da pronosticuri, exact cum am putut da astea. Dacă mă întreba cineva înainte de meciul FCSB, mă aștepta cineva câștiga, la fel spuneam, prima șansă are FCSB-ul. Da. De-aia nu mai pot să spun că una sau altă echipă are prima șansă, mai ales în condițiile actuale. Frig, condiții destul de grele de a juca fotbal. Dar va fi un meci interesant. Uite, Ucluj a picat cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Cum ți apare partida asta? Că e vorba de Ucluj. Două echipe de Liga a doua. Viitorul Pandurii mi se pare o echipă, din ce am văzut, foarte, foarte bună. O echipă cu tupeu, o echipă care construiește, are câțiva jucători interesanți. De cealaltă parte, Universitatea Cluj, cu mulți jucători noi, la fel a câștigat, a avut un joc consistent, un duel interesant. Da. Tamaș, consider că a trădat cu Clujul, că a venit la Voluntari? Nu consider. Tamaș a venit la Ucluj într-un moment în care Universitatea Cluj avea nevoie de un jucător ca și Tamaș. Eu știu că vorbisem cu el exact și l-am felicitat în momentul în care a venit la Universitatea și l-am întrebat de ce ai renunțat la alte oferte mult mai consistent financiar și a zis că vrea să promoveze cu Universitatea și a venit cu sufletul. Până la urmă el n-a venit pentru bani la Ucluj. Nu știu ce s-a întâmplat ulterior, de ce a plecat și care a fost, care au fost motivele pentru care a plecat acum, dar în momentul venirii a venit cu sufletul, nu a venit pentru bani. Dar din punctul tău de vedere, e o pierdere pentru Cluj mare? Eu zic că da, pentru că el era un lider și în vestiar și în teren, un jucător bun, un jucător experimentat care ținea grupul. Deci clar este o pierdere, dar îi urez baftă la noua echipă și sper să joace cât mai mult, pentru că este un chiar mi-a plăcut gândirea lui și am fost și într-o emisiune cu el. Își mai dorește să joace. Iubește prea mult fotbalul. Da, și încă mai poate din punct de vedere fizic, cred. Bun, hai să vedem ce spune Bogdan Andone, antrenorul celor de la Voluntari, despre acest meci și despre Gabi Tamaș, după care revenim. Ar fi fost bun un Gabi Tamaș la o astfel de partidă. Care e situația lui? Că nu-l vedem pe aici. Da, cu siguranță Gabi ar fi venit cu un plus de experiență în primul rând și personalitate, dar nu e 100%, nici din punct de vedere medical, nici din punct de vedere fizic și nu vreau să riscăm absolut nimic pentru că e un sezon lung și vom avea nevoie de el. Cât timp crezi că îl ai la treabă? Eu sper că în cel mai scurt timp posibil, când ne vom întoarce de la Cluj, sper să intre în programul echipei. În ciuda vârstei și a perioadei acestea, mai poate fi o soluție pentru echipa națională în orice moment, Gabi Tamaș? Acum îl vezi și cum îl știi, bănuiesc că ați discutat și aspectul ăsta, e important și asta pentru el. Da, cu siguranță da, e o motivație în plus. În perioada când a fost la Astra, a ajuns la un nivel care, cu siguranță, chiar Mirel Rădui spunea la acel moment că ar fi făcut parte din lotul echipei naționale dacă nu ar fi intervenit pandemia și nu s-ar fi oprit meciul în acel moment.
Depinde doar de el. Dacă va fi sănătos, ceea ce e cel mai important, să fie ferit de accidentări și nivelul lui să aibă continuitate în pregătire și în jocuri. Și exprimarea lui în jocuri va fi cea pe care ne-o dorim și o știm. Cu siguranță că poate fi o soluție. Da, am elucidat și misterul. Tamaș încă nu e pregătit fizic 100% ca să joace cu CFR Cluj. Din punctul tău de vedere, Cristi, cât poate să mai joace Tamaș la nivel înalt? Mă refer aici la Liga 1. Depinde de el, până la urmă, de forma lui sportivă, de modul în care se antrenează. Avem atâtea exemple de jucători care joacă până la 38 de ani. Depinde. De accidentări. Mai poate fi o variantă pentru echipa națională? Sincer. Asta depinde de jocul lui. Dacă o va face foarte bine în campionat, de ce nu? Depinde și de mulți factori, depinde de ce își dorește Mirel Rădoi la echipa națională, dar este, încă o dată, este un jucător care nu are nevoie de laude sau de alte lucruri, pentru că știm valoarea lui ca și jucător, a lui Tamaș. Da. Vreau acum, pe final, mai avem 5 minute să te întreb și despre Rapid, pentru că giuleștenii merg foarte bine în amicale, câștigă pe bandă rulantă. Cum ți se pare noua echipa Rapidului? Și spun noua echipă pentru că au făcut destul de multe transferuri în această iarnă și au dat afară mai mulți jucători, s-au schimbat destul de multe lucruri. Da, mie îmi place cum arată Rapidul, chiar am urmărit așa, nu am văzut jocurile lor, dar am mai citit despre transferuri, despre rezultate. E foarte bine că au victorii în amicale, ceea ce le dă o încredere și un plus de energie pentru campionat. Șansele rămân în picioare pentru a promova. E un lucru bun. Eu am spus-o și repet acest lucru. Mi-aș dori să vedem în Liga 1 echipe ca Rapid, ca și Universitatea Cluj, Poli Timișoara, adică echipe de tradiție, echipe care aduc suporteri la stadioane. Deci mi-aș dori acest lucru. Da. S-a întors Alexandru Ioniță 1, un băiat care iubește Rapidul, care s-a consacrat la Rapid. Crezi că va da randament? Asta vom vedea, eu cred. Are valoare, este un jucător care a mai trecut prin Giulești, știe ce înseamnă spiritul Giuleștiului. Clar, Rapidul are nevoie de jucători care să facă față presiunii, să facă față cerințelor obiectivului, adică promovarea. Nu e ușor să joci la Rapid. Vestiarul este un vestiar la fel de dificil. Mă rog, nu știu acum cum este, dar înainte era foarte dificil. Nu era ușor să stai în vestiarul Rapidului. Da, cum crezi că e ușor? E mai simplu totuși acum? Bine, s-au schimbat generațiile, s-a schimbat modul de muncă, dar tot a rămas acel spirit. Chiar să fac așa o paranteză, am fost cu Constantinovici acum de vreo o lună de zile, am fost chiar la stadion să văd ce se întâmplă, da. Cum arată stadionul, am intrat înăuntru. Și cum chiar a venit? Chiar a venit un băiat acolo și ne-a scos, a vrut să ne scoată afară așa, ieșiți afară că nu-i voi aici. Hai, nu cred așa ceva. Da, și i-am zis, nu pot să spun ce i-am zis. Hai, zine, cenzurează cei de cenzurat. Nu, dar i-am zis, tu nu știi cine suntem noi, uite, Constantinovici, Dulca, noi am jucat pe acest stadion, am făcut performanțe. Am luat o cupă, un campionat. Deci asta mi se pare absolut, mă rog, amuzant, dar trist. Au vrut să mă dea afară pe stadion, Doamne ferește. Da, și până la urmă l-am rezolvat și ne-a făcut o poză. Cu chiu cu vai, nu? Deci chiar el ne-a făcut o poză și am zis că la inaugurare să ne mai fac o poză în același loc de unde am făcut-o. Da. Cum ți se pare construcția până acum? Pentru că e cam 80%, dacă nu chiar 90% terminată. Deci va fi un stadion foarte frumos. Chiar mi-a plăcut ce am văzut. Fără pistă, va fi exact cum era înainte, cu tribunele foarte aproape. Chiar va fi un bibelou, cred eu.
Spui că arată bine, îți place. Arată foarte bine, da, bine, acum fără gazon, fără, nu erau lucrurile chiar. Da, tribunele sunt puse. Dar cred că va fi un stadion frumos, va arăta foarte bine. Înțeleg că eu personal n-am fost până acum să văd și știi cum e, că una e filmarea sau poza și alta e să vezi pe viu. Și vreau să te întreb, înțeleg că peluzele sunt mult mai abrupte, cumva mai apropiate de teren? Da, par mai abrupte. Acum nu știu exact inclinația peluzelor. Nu, dar cum ți s-a părut așa? Mi s-a părut, da, puțin mai aproape de gazon și cred că în momentul în care stadionul va fi plin, presiunea va fi foarte mare pe adversar. Cum era și mi-aș dori să vină cât mai repede perioada în care suporterii vor invada iarăși stadionul. Uite că și asta e o discuție și te întreb pe scurt. Din punctul tău de vedere, crezi că ar trebui să se dea drumul oamenilor pe stadioane cu condiții de, știu eu, nu știu, să dovedești cu testări, cu vaccin sau distanțare socială? Eu cred că ar putea, pentru că sunt stadioane mari, capacitate de 15-20 de mii, poți să dispersezi oamenii în tot stadionul și să... Cum se fac și în alte țări. Am văzut în China, deja se joacă cu spectatori, adică s-ar putea... Și Super Bowl-ul, mă uitam cu un coleg, am rămas șocat, au fost, cred că, 50.000 de oameni în tribune la Super Bowl-ul american, la fotbal american. De asta spun, s-ar putea organiza, nu știu, meciuri cu spectatori, dar clar, cu anumite reguli, cu distanțare, nu văd de ce. Nu. Da, să sperăm că această zi va veni cât mai repede. Cristi, îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi în această dimineață și îți doresc multă baftă să reușești să atingi obiectivele pe care le ai la Naționala de Fotbal Feminin. Și eu vă mulțumesc frumos și să ne revedem cu bine. Doamne ajută! Da, asta a fost pentru astăzi. Ne revedem mâine dimineața la ora 10 la ProSport Live. Până atunci nu uitați ProSport.ro și Liga2.ProSport.ro pentru cele mai interesante știri din sport. Intrați pe ProSport.ro să vedeți echipele din sferturile Cupei României. Să aveți o zi frumoasă!